Ei, Alva Gang, bine v-am regăsit la o nouă serie de pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am decis să... Să-ți vadă microfonul. Astăzi m-am decis să începem o nouă serie de Minecraft. De ce? Pentru că... acum sunt sincer cu voi, eu sunt mereu sincer cu voi. M-am decis să mă uit... M-am uitat la Rafael, la Xlader și au început o nouă serie de Minecraft. Și... m-am decis și eu, bă, să încep o nouă serie de Minecraft, pentru că mi-au făcut așa o poftă, bă, să joc Minecraft. Ah, și la Max m-am mai uitat, la Max, la Planeta lui Max. Deci m-am uitat la câteva episoade de Planeta lui Max și mi-a venit, bă, o poftă de Minecraft, cum nu mi-a venit toată viața mea. Deci, trebuie să dau asta pe large, că așa se obișnuit, îi dăm pe bright, ăsta așa, e destul de bine, zic, nu? Și ăsta vrem pe hot, parcă. Deci, mama, așa o poftă mi s-a făcut de Minecraft încât am zis, bă, nu pot să stau deoparte când... și am un mix pe fundal pe care chiar ar trebui să-l opresc. Deci muzica asta este ceva mai stresant ca orice. Nu știu ce a fost în capul meu de am pus muzica aia pe fundal. Mă rog, hai să dăm și un pic de sonor la joc, să-i dăm un... oh, fâț, măi, ești nebun, îi dăm atâta, ne ajunge. Bun, și să jucăm niște Minecraft corect aici, pentru că v-am zis, mi-a venit pofta asta nebună și nu, n-am cum să o rețin, trebuie să încep o serie pe YouTube. Deci dați un like acolo, să strângem cât mai multe like-uri pentru această serie, să continue cu episodul următor și promit că o să mai filmez Minecraft aici pe lumea noastră și spuneți-mi cum ați vrea voi să se numească lumea, pentru că știți foarte bine, adică nu știu dacă știți, eu sunt un om extraordinar de prost când vine vorba de... bine, în general, când vine vorba de ales nume. Deci când vine vorba de ales nume, nu mi se pare că sunt inspirat, pentru că orice încerc să aleg, mi se pare că nu este potrivit. Nu e o chestie, nu știu, ca așa zic eu, bă, știi? Adică poate găsesc nume foarte bune, dar eu sunt mai... trebuie să fac asta mai mic. Eu sunt mai... probabil vi s-a blocat o secundă ecranul, dar l-am rezolvat acum. Eu sunt mai perfecționist și tot timpul am impresia că, bă, nu are cum să fie bun numele ăsta, știi? Pentru că mi-a venit prea repede sau poate dacă stau prea mult să mă gândesc o să-mi dă tot un nume prost sau chestii din astea. Și nu sunt în stare să găsesc un nume, de-aia vă rog pe voi, oameni dragi, oameni buni, Alva Gang, găsiți-mi un nume pentru seria noastră de Minecraft pe care o vom posta. Și vreau să vă prezint noul meu skin. Noul meu skin ar trebui să fie Naruto și chiar arată exact ca Naruto. Deci, frate, seamănă monstruos cu Naruto. Eu sunt foarte mare fan Naruto, sunt foarte mare fan, da, Naruto în general. Tocmai am dat 60 de euro ca să-mi cumpăr, nu 50, că am găsit la reducere, ca să-mi cumpăr toate stormurile și le-am terminat în câteva zile. Deci, ca gen jocurile. Că la seria, la asta, la anime, încă mă uit, sunt la Naruto și Puden episodul 300 pe acolo. Deci, dar mă uit destul de mult și aș vrea să îl termin. Dar sunt super fan Naruto de când sunt mic și... da, m-am decis să îmi pun un skin care să-mi placă. Pe mine Naruto mă inspiră și alte chestii, dar n-are sens să intrăm în momentul ăsta în detalii sau ceva. Mi s-a părut buguită harta, dar chestia asta nu cred că mai există acum în 2018, nu? Adică, pe vremea când... de ce nu... ah, mă înțeles, deci am pe control ăsta, nu l-am pe shift. Pe shift, cred că am sprintul, dacă nu mă înșel. Da, pe shift avem sprintul și pe control avem ăsta, am schimbat eu. Nu știu de ce am schimbat astea. Cred că pentru Fortnite, ca să nu mi se dezobișnuiască degetele. Cred că de-aia am pus sprintul pe shift, da, mă rog. Eu știu, ăsta e talentul meu. Da, și probabil o să facem clipurile de vreo 20 de minute, nu știu, poate să nu fie prea mult, acum, nu știu, n-am mai făcut clipuri de mult, ce-i drept și... aoleo, dar e prea puternică lumina, trebuie mai difuză un pic. Nu știu, nu vreau să... mamă, dar din cauza webcam-ului, că își face lumina automat, ceea ce nu vreau, dar își face el, nu-mi rămâne lumina difuză și e destul de puternică. Bine, nu cred că vă deranjează pe voi chestia asta. Noi, în schimb, o să stăm aici și să farmăm cât mai mult lemn ca de început, pentru că, sincer, nu mai știu exact ce se face foarte bine. Am o vagă idee, adică cred că trebuie doar să încep. La mine, începutul, când încep o serie de Minecraft, începutul este cel mai greu. Nu știu ce să fac în început. Așa că, minez și eu niște, minez și eu niște lemn. Mai mă duc, mai minez, poate mai fac rost de niște căul, poate alte chestii. Adică chiar nu mai mi-amintesc foarte bine să... adică
Nu că nu-mi amintesc, cred că mă descurc și n-am nicio problemă, o să-mi fac ferme și toate chestiile astea. Vreau să aveți impresia că vă uitați la cineva care nu știe să joace, chiar știu să joc, atât că n-am mai jucat de mult timp. De-aia zic că începutul pentru mine este cel mai greu când vreau să joc Minecraft. Spuneți-mi dacă și pentru voi la fel, deci când îmi creez o lume, pur și simplu nu am idei cum să încep. Și mai mi se întâmplă după să rămân în pană de idei la final. Gen, nu știu cum să vă zic la final ce înseamnă asta. După ce, nu știu, mi-am făcut o casă și alte chestii, rămân în pană de idei. Știu că ar trebui să mă apuc să construiesc, bla bla, dar nu-mi vin idei. De-aia zic că vreau să filmez seria, să o puteți vedea și voi. Și voi să mă ajutați cu idei și cu chestii pentru... să-mi dați voi idei și să-mi spuneți, Alex, că ar trebui să construiești chestia asta, Alex, bla bla bla, știți ce zic? Și poate la un moment dat o să fac o serie alături de cineva, o să reușesc eu poate să bag harta pe, nu știu, vedem. Dar vreau să avem seria asta cu harta asta și să ne jucăm aici, pentru că a venit vara și cu toții suntem în vacanță, ceea ce înseamnă că aveți timp liber să vă uitați la videoclipurile mele. Deci ați scăpat de școală și cei care ați avut examene de examene, sunt curios cât ați luat în examene, dacă ați terminat acum clasa 8-a. Unii aveți și bug, nu știu câți vă uitați pe canalul meu de gaming care sunteți mai mari așa, dar probabil sunt și câțiva care sunt mai mari și se uită pe canalul meu de gaming. Bine, poate nu la Minecraft, dar e ok, adică dacă te uiți la Minecraft și ai peste 18 ani, spune-mi, frate, lasă-mi un comentariu, nu mă lăsa așa să mor necunoscător. Dar de ce sparg eu cu pumnul? Acum am realizat, de ce sparg cu pumnul? Și nu ginciurichii, nu știu ce mi-a venit să zic asta. De ce sparg eu cu pumnul în loc să folosesc altceva? Este cam, pot să-mi iau niște piatră. De unde să-mi iau piatră? A trebuit să sparg în pământ sau poate găsesc o groapă? Hai că am găsit o groapă și iau piatră de aici. Da. Deci, cum v-am spus, am revenit puternic și vreau să mai îmi lăsați, dacă ați ajuns până în momentul ăsta la videoclipului, ceea ce m-ar bucura, pentru că înseamnă că nu v-am plictisit până acum, mi-ar plăcea super, super mult dacă ați putea să-mi lăsați în comentarii idei de texture pack-uri. Nu, adică nu idei, să-mi lăsați nume de texture pack-uri, pentru că vreau să folosesc texture pack-uri. Vreau să am un texture pe care să nu schimbe foarte mult Minecraft-ul, pentru că știu că vouă nu vă place, dar nici mie nu-mi place dacă schimb Minecraft-ul foarte mult. Deci vreau un texture pe care să nu-mi schimbe foarte mult Minecraft-ul, să-l păstreze cât de cât, gen, nu știu, să mă prind care-i târnăcopul, înțelegeți la ce mă refer? Să mă prind care-i mâncarea, să mă prind care-i căulul, care-i diamond-ul. Să nu fie diferențe uriașe, pentru că nu-mi plac texturile alea. Și, dar în același timp, în același timp să beau și puțin apă, dar în același timp, să arate și foarte bine. Știu că poate am cereri destul de pretențioase, toate că nu mi se par neapărat pretențioase, că totuși sunt o grămadă de texture pack-uri acolo, scoase de oameni, în care abia așteaptă să fie folosite în seriile YouTuberilor de Minecraft sau în seriile sau în lumile utilizatorilor pe care, nu știu, pe care vi le creați chiar voi, pentru că și voi sunteți jucători de Minecraft, nu? Bănuiesc. Sunt și mulți oameni pe care, uite, asta este o chestie pe care am întâlnit-o eu de-a lungul timpului, dar mi se pare că aș vrea, da, așa mă, care, parcă-s prea aproape de ecran, nu știu, mi se pare bine așa. Ia să mă pun mai, aulu, eu de ce stă așa pe spate? Nu eram atent. Asta am întâlnit eu foarte, foarte mult oameni și aveam prieteni care efectiv nu aveau Minecraft-ul, dar se uitau pe YouTube la Minecraft pentru că le plăcea extrem de mult jocul, ceea ce mi se părea absolut genial. Adică cât de mult poate să-ți placă un joc încât să te uiți atâta la el și să reziști să nu-l joci. Adică, bine, poate intervine faptul că, uite, n-ai bani să-l cumperi sau chestii. Dar cunoșteam oameni care aveau bani și, dar pur și simplu le plăcea de mult să se uite încât au zis că, bă, mie nu-mi place așa mult să mă joc Minecraft, dar mie îmi place să mă uit la oameni cum se joacă, știi? Și am zis, bă, interesantă chestie, tu știi, cu conceptul tău, dar... și mie, recunosc, chiar îmi place să mă uit la oameni care joacă Minecraft, adică mi se pare o chestie super mișto. Cred că de-aia și Minecraft a avut succesul pe care l-a avut, nu doar pentru gameplay-ul pe care ți-l oferă, pentru că e clar că ți oferă un gameplay super, ci și pentru faptul că este pur și simplu foarte marfă să te uiți la el. Adică la cineva care îl joacă. Nu știu, e foarte marfă să te uiți la cineva care joacă Minecraft. Părerea mea, nu știu, mie îmi dă o stare super bună, mă face așa să mă simt liniștit, chill, adică și chestii. Chiar mi se pare că e super tare.
Nu știu, adică e altceva. Bine, contează și comentatorul, adică dacă comentatorul îți dă o stare bună, e mult mai ok, nu? Să nu fie un comentator care să te plictisească sau care să... Aș vrea să intru aici, dar nu știu dacă s-o fac, pentru că momentan s-ar putea să-mi iau... Aole, ce era să cază. Momentan s-ar putea să-mi iau bătaie, dar poate reușesc să vânez niște vaci și să le iau carne de pe ele. Nu știu dacă cai dau carne, nu mai știu, nu cred. Am impresia că nu dau. Hai să ne concentrăm, poate găsim niște vaci, aș vrea să iau carnea de pe ele, mă rog, pielea aia lor. Ah, uite, niște pumpkin. Aș vrea să le iau pielea. Știți de ce? Pentru că vreau să-mi fac armură, pentru când intru acolo, să nu-mi iau bătaie. N-aș vrea să-mi iau bătaie așa, din prima, ar fi chiar urât să-mi pierd toate itemele și toate chestiile astea. Pentru că în momentul de față eu nici n-am un checkpoint sau ceva, îți dau și eu pe 20, să vedem și doi mai. Bine, noi avem, văd că avem FPS-urile blocate pe 60, adică nu le-am blocat eu sau ceva. Ați văzut că eu le-am dat pe Unlimited, dacă nu mă înșel, da, le-am pe Unlimited, nu știu de ce, dar n-am Optifine în caz că mă întrebați. Nu vreau să, nu îl folosesc, să mă uitam, chiar n-am nevoie, dacă vreodată voi avea nevoie de el, îl bag, dacă nu, nu cred. Adică, poate doar dacă vreau să-mi fac nebunii din alea. Aud zombi de sub, deci cred că n-ar fi o idee bună să încerc să mă culc aici, pentru că oricum nu cred că aș avea cum, că sunt zombi, deci mai bine... Uite, și peștera de care ziceam. Deci cea mai probabil sunt zombi aici jos, dar... Oh my god, scheleți, no, n-are sens, scheleții mă bat rău de tot. Trebuie să mă grăbesc atunci, fiți atenți cum facem. Trebuie să mă grăbesc să îmi fac un pat, neapărat, să apucăm să dormim. Ah, prea mulți zombi. Fuck. Bun. Bun, hai să mergem de aici. Poate aici? Bun, hai că ne-am culcat. Ata, am apucat să ne culcăm. Am și salvat o locație nouă și nici n-am fost omorâți, ceea ce e super important. Adică, mai ales prima noapte când n-ai casă și alte chestii, dar acum sunt zombii, jurul meu, ceea ce nu suport. Pentru că zombii sunt extrem de puternici și mă pot distruge instant și nu vreau să-mi pierd itemele. Ziceți-mi, vă rog, că sunteți de sub și că nu o să dați de mine acum. Eu am strâns foarte mult lemn, dar ar trebui să mă opresc din a face chestia asta. Dacă n-am nevoie momentan, ar trebui să fac roșu de cărbuni, de, nu știu, de fier, de alte chestii. Dar nu, eu fac roșu de lemn non-stop, ar trebui să mă opresc din a aduna lemn. Cu căluții n-avem cum să facem roșu de cal, să ne deplasăm și noi mai repede momentan. Ia să stăm așa, poate e mai ok un pic. Cât timp alergăm pe aici. Mamă, sunt așa de bine în skin-ul ăsta de Naruto. Uite exact ceea ce căutam. Te rog, draga mea, să-ți o iei la papacioc. Bun, câte avem? 4. Doamne ajută. Cu 4 ne putem face buți. Nu cred că e mare apărare. Cred că e jumate de armură, dacă nu mă înșel. Jumate de o singură armură din aia, gen de una mică. Dar nu vreau aici, mie nu-mi place biome-ul ăsta, e urât. Ia că se schimbă biome-ul sau mi se pare? Da, se schimbă. Ah, uite, mai multe vaci. Bun, hai să vedem. Mamă, perfect. Oricum nu-mi fac aici, că nu vreau neapărat să-mi fac casa aici. Poate vom găsi și un loc în care să ne facem o casă mult mai mișto, dar acum am nevoie de mâncare și de piele. De-aia mai bine le omor pe toate. Hâț. Așa, bun. De-aia mai bine le omor pe toate pe care le găsesc pe drum până când voi găsi o locație unde de fapt vreau să, să îmi înmulțesc animale și alte chestii. Bun, dar momentan o să vedem aici. Ia. Și dacă poate e ceva... Da, uite o peșteră. Sper doar să nu dau de monștri. Ah, monștri. Ce tare. Chiar cred că vreau să mă bag cu ei. Deci semon cu... Ok, bun. Măcar am scăpat de el. Dar nu e nimic pe aici, adică n-am găsit nici coal, nici fier, nici nimic. Foarte prostă peștera asta, nu știu cum a reușit să fac rost de ea. Să o găsesc, de fapt. Nu știu cum a reușit să găsesc peștera asta. Dar mai bine fac rost de cable până atunci, pentru că măcar îl pot folosi în ceva. Shit, ar trebui să-mi gătesc mâncarea, dar n-am crăbune. Ceea ce mă încurcă rău de tot. Rău de tot. Ar trebui să sap după cărbune, oh my god, nici nu mai știu. Ar trebui să sap după cărbune sau să-l găsesc. Eu de obicei îl găseam așa, nu știu, la într-o mică peșteră sau la suprafață sau chestii de genul. Dar nu știu, acum dacă, uite încă o peșteră, bun, hai să vedem. Te rog, dăm cărbune. Oh my god, nu-i cărbune. Și ce-a fost chestia de pe ecranul meu?
Pentru o secundă m-a speriat. Mai ales că afară și plouă și așa mai văzut. Ok, hai că trebuie să găsim noi o peșteră, băieți. Găsim noi o peșteră, nu ne blocăm așa, pentru că trebuie neapărat să ne... Oh my god, vreau să ne gătim mâncarea, să nu mâncăm crudă ca niște bastarzi. Ce-i asta? Ce? Eh? Absolut nimic interesant, plecăm. Mamă, dar de ce pierd viața de la strădituri? Ce naiba a scăzut zona în care poți să sari ca să nu ți iei damage? Sau ce? Că înainte parcă nu luam damage dacă săream de acolo. Chiar nu mai știu eu Minecraft. Se poate ori să nu mai știu eu Minecraft atât de bine. Pentru că ce-i drept de la pauza asta lungă și mi-am și schimbat controlele. V-am zis, le-am inversat sprintul și shift-ul dinainte. Uite, exact ceea ce trebuie. Am inversat shift-ul și sprintul, ceea ce mă va încurca un pic până mă voi obișnui eu cu ele. Bun. Dar cred că n-ar trebui de fapt să le țin așa, cred că mai degrabă le-aș ține, uite, sprintul pe control, cum ar trebui, și sneak-ul așa. Bun, lasă așa, mai simplu, nu? Da, cum am fost învățați noi de mici să jucăm Minecraft, de mici, mă înțelegeți? Să nu ne complicăm. Bun, și cred că o să îmi fac și micul meu furnal fix aici, fiindcă vreau neapărat să-mi fac rost de mâncare, e obligatoriu. Deci facem ăsta, dragul meu, și facem, uite, așa un furnal. Punem furnalul, punem ăsta și punem prima porție de mâncare. Giracul ramen, nu știu de ce am spus asta. Deci, am pus mâncărica, trebuie să ne facem neapărat, trebuie să ne facem rost de mâncare, de provizii, boss, că nu se poate, nu se poate să murim. Nu se poate. Și afară sau de ceva, nu știu dacă e ploaia sau e trenul. Și de ce chestia aia tot apare? Ce e chestia asta? Îmi trebuie Optifine ca să rezolv? Cred că da. Cred că îmi trebuie Optifine ca să rezolv treaba aia. Cred că o să mi-l iau. Ce sunt astea? Ce sunt chestiile astea? Chiar nu știu. Rețete? I don't know. Jackul. Lol. Mi-arată chestii pe care eu le pot face cu lucrurile pe care le dețin. Super interesantă chestia asta. Craftables astea. Showing all gen. Craftables astea și gen pot să fac așa. Și acum pot să fac magenta bed dacă vreau. Mamă. Păi acum am descoperit Minecraft-ul, ești nebun? Păi și cum chestia asta? Pe asta. Mamă, păi mega marfă treaba asta. Deci eu chiar n-aveam habar. Hai să ne facem aici și un loc ușor unde să dormim totuși. Deci eu chiar n-aveam habar de treaba asta. Asta este o chestie total nouă pentru mine. Și nu cred că aș fi descoperit-o prea curând, nu știu de ce, efectiv era acolo în ochii mei, dar n-am putut să descoper ce a fost cu mine. Bun, cred că vom păstra baza asta, vom face o bază temporară. Hai mă, așa, facem așa, așa, să avem și noi aici un pic de loc să nu cădem ca niște fraieri. Bun, și eu, uite așa, și n-am vrut asta, pardon, am vrut să o pun aici. Și o vom face... Așa, așa. Asta va fi baza noastră temporară. Deci vreau să fie asta baza noastră temporară, unde să putem veni. Și uite aici o să ne facem și o ușă. Dar putem să facem uși diferite. Deci să fac ușă din asta, cum pot să fac ușă din asta. Ia să vedem. Spruce door, mai șmecheră? Da, e mai interesantă. Dar am pus-o greșit. Așa. Gata, boss. Dar oare ia stați, poate arată mai bine dacă o pun. Deci pot să o pun doar aici și aici, nu? Deci practic nu mă încântă cu nimic, că n-am oricum perete acolo. Da, deci doar aici pot să pun dacă vreau să nu-mi intre absolut nimic în casă. Și ar trebui totuși să ne ocupăm și de niște torțe, să fim siguri că indiferent de cât de noapte va fi, pentru că nu mai avem ce să mai prăjim, noi vom avea lumina. Și de aici vreau să începem niște mine. Deci momentan suntem destul de bine. Avem lemn afară, avem acolo câmp deschis, avem super multe chestii. Deci cred că ăsta ar fi un început bun al seriei, cred. Chiar nu știu, v-am zis cu începuturile mie mi-e foarte... Căul, hai să-l iau. V-am zis, deci eu cu începutul, mamă, paralel, deci nu știu ce să fac la început.
tot timpul, da. Ce părere aveți? M-am descurcat bine? Și să spuneți dacă vreți să fac episoadele mai lungi. Eu știu că nu vă uitați la episoade lungi și vă și înțeleg. Adică, e ca și cum toată lumea are tot timpul din lume să se uite la niște Minecraft. Dar, în caz că vreți episoade mai lungi, îmi spuneți în comentarii și o să le fac. Gen, nu știu, 30 de minute. Ăsta e primul episod și cred că ar trebui totuși să-l încheiem, nu? Adică, n-am mai filmat de ceva timp, mai ales serii cu jocuri în care eu filmez cât vreau. Deci cred că mai bine încheiem episodul acesta aici. Dacă v-a plăcut acest episod, fraților, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, iar noi ne revedem în clipul următor. Pa, pa!